Ok, dragilor, am avut probleme cu frânele astea la bungalow ăsta. Așa, am schimbat furtunele, le-am pus toate cu holendere. De aici am pierdut, am pus undeva plastic, o să-l găsesc. Vine, de ce să nu, furtuna asta, vine din partea alaltă, de la etrierul din pe dreapta, ăsta e după etrierul după stânga. Și aici se întâlnesc frumos la un teu care e prins cu un șurub de 6. Aici am dat o gaură și prins cu un șurub de 6. Ăsta e furtunul care merge sus la pompă. Deci ăsta merge la etrierul pe stânga, iar ăla de jos merge la etrierul pe dreapta. Deci orice fel de problemă ar fi, poți să schimbi furtunile independent de aici. Nu mai trebuie să schimbi toată instalația cum a făcut-o Can-Am. Asta e instalația originală de la Can-Am. Toate furtunile sunt acolo sudate, ambutisate acolo, în teul ăla. Deci nu poți să schimbi furtunile independent. Eu am ridicat un sus, l-am tăiat cu flexul. Am tăiat cu flexul și aici un capăt ca să poată ieși și l-am tras afară. Da. Tot teul ăla era pus într-un loc complet inaccesibil, sub toate firele acolo pe volan. Și după cum vezi, l-am pus frumos aici. Ăsta e sistemul european, accesibil, foarte ușor de lucrat la el dacă e nevoie.